Statele Unite își reduc efectivele armate din Orientul Mijlociu. Acest lucru vine după ce și-au consolidat apărarea antiaeriană în regiune în 2019 și 2020 din cauza tensiunilor cu Iranul. Fiecare baterie antirachetă necesită prezența câteva sute de militari, iar retragerea lor înseamnă plecarea a mii de soldați. Americani din regiune. Analizez acest subiect cu Florin Jipa de la Monitorul Apărării și Securității. Bună, Florin, de ce această decizie a administrației Biden nu mai este Iranul o amenințare majoră în Orientul Mijlociu? Iranul rămâne o amenințare, dar într-adevăr nu mai este una majoră. Să ne aducem aminte că în 2019 au fost dislocate sisteme Patriot și TAD în Arabia Saudită după un atac al milițiilor Houthi cu echipamente iraniene. Era vorba de drone și rachete de croazieră. Dar în 2020 în Irak și în țările învecinate, după ce Iranul a atacat o bază militară americană ca răspuns la uciderea unui general al gardienilor Revoluției. Acum situația este un pic schimbată, Statele Unite chiar vor să reintre în acordul nuclear cu Iranul, însă mai este ceva, este vorba de retragerea accelerată a forțelor americane din Orientul Mijlociu ca parte a politicii administrației Biden de repoziționare a echipamentelor și a posturii de apărare pentru a contracara China. Florin, dar ce se întâmplă cu aceste echipamente? Unde vor fi transferate? Conform oficialilor Pentagonului, parte din ele vor fi repatriate, adică vor ajunge în Statele Unite pentru mentenanță, deoarece au câțiva ani de stat în stare operațională, iar altele vor fi redislocate, însă fără să spună dacă ele vor ajunge în regiunea Asia-Pacific sau în alte zone. Tocmai din această cauză, pentru noi este important să așteptăm luna viitoare, când administrația Biden va anunța revizuirea posturii de apărare, să vedem ce se va întâmpla pe viitor cu militarii americani, deoarece și România este interesată, ținând cont că administrația Trump promisese aici în România o brigadă.